Emanuel, ¿en qué vas a hacer? ¿Un? ¿Quién es Borbeso? No lo tengo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un? Mai puțin cu numai pământ să fac un roman de tăiat. Cum ziceam, pluriu sau nu, cu textele de la tine în față, în zicinul. Dar, în față, cum ar fi capitole, am făcut în două capitole. Mi-a intrat în acest. Dar am început să mă gândesc mai bine. Chiar am avut alții mă uit acolo să fac, dar am uitat. Vreau să spun, este că aceasta e un roman. Păi eu, sigur, că te aud aici. Nu, nu închide, că nu tai. Mă deranjez. Deschide geam. Nu, hai, nu mai fi curicios. Am găsit că roman ar ajuta foarte mult, cred eu, atât, să zicem, România, ori lumea, civilizația, cultura, societatea, pe mine, pentru că și eu am avut probleme cu, cum zic, criminalitatea, cu delinvența, pentru că am prea lipsit. Eu sunt foarte pasionat de muzică, am dat mulți bani să-mi iau o casetă originală, iar prima de la Fiesa. Și a rămas fără ca să fără. N-am lucrat cu fără și atunci am văzut. Din întâmplare a fost o mașină, că nu era închis chestii cu oamenii meritul. Și stați eu ca să spun spun la cum. Și adică dacă mă prindeau, m-ar fi scris. Mie îmi zicea să vreau să vorbesc, adică nu să ne batem în boc de oamenii care au procese penale, care nu au închisoare, sau nu, care vin în braț, ne-a făzat, se va lucruri. Să încercăm să studiem problema de ele de la sursă, nu să ne imaginăm noi, să ne brodăm pe subiectul ăsta ca în hângi de ele, sau povestea. Asta e de punctul meu de vedere, deci dacă aș reuși să zic, sunt mai 30 de ani, sunt domnul. Zicem, în acești 30 de ani, dacă aș lucra să adun sisteme, publică la PNA, așa, informativ, nu? Și acum știu cum e că eu am sunat un lucru, știi, și poate săptămâni în față și eu știu ce trebuie să fie multe mai interesant, o ultima e trei în trebuie, să stai și tu nu te gândești. Deci nu trebuie nici eu, așa cum fie și deci acei oameni care ar fi personali cu numele, ce se văd, ar trebui să fie zignite, pentru că toți suntem oameni rezonabili, mai mult mai puțin. Și dacă ar înțelege că eu sunt ca acea pasăre care se bagă în gura crocodilului, se curăță acolo colții aia de impurități, ar înțelege că sunt un prieten al omului care vrea să-l ajute să iasă din situația astea, care produc cercuri vicioase, care ajung să facă pe om să nu mai aibă altă cale. Cum și Biblia spune că omul și român fură să trăiască, nu? Dar trebuie să le ia înapoi cât un certit acum, dar dacă n-avea copii să trăiască, îl înțelegem. Și în lumea și nu zic oameni. Deci trebuie să evităm lucrurile astea și acum ți-am făcut o înregistrare asta și pentru că să mă ajute m-a lăsat foarte mult ce înregistrarea a făcut din toamnă, pentru că n-am stat numai să citesc, numai ca o legumă lângă calculator, în vremurile glaciale,
la ciare și acum stau în picioare sau sus, sau pe petrolul, acum că s-a încălzit. Afară și merg. Da, eu, cum să zic, poezia acum este paradoxal, nu știu, dar acum că a venit vara, mă așez un pic, acum că a venit vara, n-am nicio intenție să mai scriu ceva, ce să-mi propun să fac o, nu știu, cu tema. Nu. Acum vreau până la toamnă să mă mișc prin curte, pe stradă, prin sat, pe câmp, deși mi-e cam frică că ajung fingerat. Numai sâmbătă ce am fost la mică, bine. Azi bune am mers iară, am avut mâncare și așa, și acum am făcut să ies pe sâmbi. Dar nu a fost așa mult. Făcut-o și am în vedere că în 4 zile să nu te dolor și să se îndrept, n-am văzut a doua zi, doare care pare să dai în urmă. Nu spun chestia asta, ca să știi, deci eu iau antidepresive care constipă, nu prea avem stupe, deși acum tata mi-a cam dat stupe, dar ce vreau să spun este că doctorul tot o spus, doctor, psihiatri, psiholog, medii de familie, farmaciști, familie. Dar spus că problema e că nu mă mișc, nu mă. Nu pot să fac la vețel, dar nu pot să fac la vețel, că nu umblu, pentru că sunt o mișcă, pentru că sunt o bătătina toată și s-a putea de scrie, nu mă. Oamenii sunt bătătini, sunt bătătini. Asta este și vreau să mă mișc. Azi mă mișc, azi duminică m-am mișcat în timp în casă. Acum ascult predici, stau în picioare, acum m-am așezat să vorbim un pic. Și să zic, părerea mea e că noi suntem români, suntem și oameni de înțeles, pentru că ne ajutăm între alții să ieșim din hop. Nu am strâns o bazocură și nu am strâns o rășină. Și cum îl ori tine poate să nimerească în locul unui norocit, să fie el de norocit, să fie norocit, să fie scapă. Și asta știu în Biblie. Ar fi un fel carte Biblie aplicată la etica, la momentul ăsta. Nu e etic să spun, dar nu e etic să condamn oameni. Să zicem că este acel an de robie, șase ani de robie, dar șaptele ani se de dat liber în robie, să știu. Nu știu ce este amânt, de dată. Nu condamnează pe 10, 13, 12, 13 ani de viață, asta nu este creștinism. Deci nu-i măcar mozaic, neopoiesc. E bine, am vedit, am spus. O să văd eu dacă intru acum să salvez ceva de pe pagina PNA, Lofco, Ando, dar nu-i atât. M-a pus și mai mult, un pic în picioare, mă rog, citesc ceva să văd de lume, ce să nu mă termină, să termină, cum să zic. Trebuie, dacă vreau să meargă bine, trebuie până la toamnă, dacă nu până la iarnă, să mă mișc. Mă duc o vreme asta duroasă și în timp în iarna mai scălit. Să văd și cu mâncare să mai și să mai are lucrurile astea. Să văd și mâncă urcă, să mâncă urcă, să mâncă urcă.
Tempo de nada. Nu știu dacă tu poți înțelege sentimentul ăsta. Nu, cazul ăsta. Ce să spun? Bucură-te că ești sănătos, că n-ai treabă de boleșnice. Dar, în același timp, trebuie să aveți oameni. Că nu ne vedeam. Nu, bine. Nu, fi sănătos. Nu pot să pun punct sonor la registrele care le fac, pentru că am făcut și mor cenzurat. Eu las-o mă. Alte înregistrări nu le-au postat. A fost foarte important. Nu fi sănătos, eu acum doctoricesc un pic cu omilii dacice, geti, prati, ilii.